a fost găsit un sarcofag de marmură care conține o femeie intactă, botezată prințesa Tisulski, care a fost îngropată în urmă cu 800 de milioane de ani. Incredibil, având în vedere că în acea perioadă pe Pământ nu existau nici măcar dinozaurii. Totuși, oamenii de știință confirmă datarea. Descoperirea nu este recentă, datează din 1969, dar se vorbește despre ea în ultimul timp după ce a existat o scurgere de informații datorată unor oameni de știință ruși care au divulgat primele rezultate și primele rapoarte în legătură cu acest lucru. S-a întâmplat în septembrie 1969 în regiunea Kimirova. În timpul lucrărilor într-o mină de cărbune, aflat la o adâncime de 70 de metri, un miner a descoperit un sicriu de marmură de producție mecanică și o precizie incredibilă. Comandantul lucrărilor, Alexander Alexandrovici, a întrerupt imediat lucrările. Sicriul a fost dus la suprafață și a fost începută operațiunea de deschidere, înlăturând de pe margini stucul fosilizat în timp. Descoperirea prințesei Tisulski, așa cum a fost numită, a fost un șoc pentru public. Straniul sicriu era umplut până la refuz cu un lichid de culoare roz-albastru, limpede precum cristalul. În interiorul sarcofagului era o femeie subțire, de o frumusețe neobișnuită, de o vârstă aparentă de 30 de ani, cu caracteristici faciale europene și cu ochi albaștri mari și deschiși. Părul era bogat, de culoare șaten închis, cu o tentă roșiatică, ușor buclat și căzându-i pe piept. Era îmbrăcată cu o rochie de dantelă albă, transparentă, care ajungea abia sub genunchi, cu mâne scurte și brodate cu flori colorate. Imediat a aterizat un elicopter și autoritățile au spus că locul era contagios și au invitat publicul să stea departe de sarcofag. Pe urmă au sigilat locul descoperirii și au notat numele tuturor celor care atinseseră sicriul și chiar și al celor care doar se apropiaseră. Sarcofagul a fost târât până la elicopter, dar încărcătura era prea grea și s-a hotărât să fie ușurată eliminând lichidul din interior. După pomparea lichidului afară din sicriu, cadavrul prințesei Tisulski a început să se negrească. S-a început imediat punerea lichidului înapoi și după ce a fost umplut sarcofagul, s-a observat că înnegrirea pielii a început să dispară. După un minut, culoarea din obraj a restabilit și toate răsămintele pământești ale femeii și au recăpătat aspectul realistic inițial. Sicriul a fost închis și dus cu elicopterul împreună cu resturile de stuc adunate de pe jos, însăculeți de celofan și li s-a ordonat martorilor să se împrăștie. După părerea specialiștilor, înmormântarea a avut să se loc cu cel puțin 800 de milioane de ani în urmă, ceea ce respinge teoria originii omului. Nivelul de civilizație căreia a aparținuse femeia este cu mult mai mult decât ceea ce este cunoscut anterior, inclusiv peste civilizația noastră, pentru că natura țesutului din care este făcută rochia prințesei nu poate fi analizată științific. Echipamentul pentru producerea unui asemenea material nu a fost inventat de om. Nu s-a reușit nici identificarea compoziției lichidului roz-albastru, identificându-se doar unele dintre elementele sale constitutive, formate din soiuri antice de ceapă și usturoi. Despre cutia de metal, profesorul care a cercetat cazul nu a spus nimic, cu excepția faptului că este în studiu. Povestea femeii misterioase conservate perfect într-un lichid misterios a devenit cunoscută deja pe domeniul public, în ciuda faptului că autoritățile ruse au încercat să ascundă totul. Dacă prințesa Tisulski a existat cu adevărat și dacă datele sunt reale, istoria umanității și a Pământului trebuie rescrise complet, așa cum și alte descoperiri misterioase și urme imposibile au dovedit.